Uno estará 2 segundos, chao, 2 segundos, por favor. Bun. 2 secunde, că am citit și eu ceva. Mamă, nu se aude muzica, deci stai atent, am avut muzica pornită și nu se auzea. Îmi cer scuze pentru asta, deci am avut muzica pornită și nu s-a auzit. Bun. Bună seara tuturor. Bună seara tuturor. Da. Stați un pic, căci urmează un live dificil. Urmează un live dificil. Deci. Un pic mai încet muzica. Bun, vă salut pe toți, bine ați revenit pe un stream, nu am mai văzut de ceva timp, pentru că am avut, o să vorbim și despre chestia asta, am avut niște probleme în ultimul timp, ieri am fost la IDM, la București, vineri am vrut să fac stream, dar s-au întâmplat altele, gen comerciul de subscribe, bun. Mă aud de 2 ori. Da. Deci. Gata. Am rezolvat. Ne jucăm. Uite dacă nu mă crezi. Uite, sunt aici pe FIFA. Eu stoi aici. Bun. Deci. Ca să începem, o să discutăm în această seară despre mine în general, despre FIFA, despre YouTube. Și despre ceea ce vreți voi, ce întrebări aveți, o să vă răspund, dar o să lăsăm întrebările pentru sfârșit, o să vreau să mă lăsați să vorbesc până la capăt, să spun ce am de zis până la capăt și după 7 luni de-a fac 9 și mă nasc, te pup Ștefane, mersi, să mă lăsați să spun ce am de zis până la capăt. Și după, bineînțeles, o să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți, toate curiozitățile pe care le aveți și așa mai departe. O să încep prin a vă spune că vineri voiam să fac stream cu Weekend League. M-am trezit, bine, joi seara am aflat că bunicul meu se află în spital. Vineri m-am trezit dimineața să fac stream la ora 10. La 9 m-am trezit și voiam să fac live la ora 11 și am aflat că bunicul meu a decedat joi. Ia stați un pic, vă rog. Vineri dimineață. Și n-am mai făcut stream. Condoleanțe, mulțumesc, asta este viața, adică nu vreau să interpretați ca și cum mă plâng. Stați puțin. Stați 2 secunde, mi-a zis cineva. Deci, încă o dată, ai văzut ce cu Cosmin, am văzut, o să vorbim despre asta, v-am rugat să mă lăsați să vorbesc și întrebările la sfârșit. Deci, nu vă zic asta ca să mă plâng, nu vreau să interpretați ca și cum mă plâng. Nu, asta este viața, mergem mai departe cu bune și cu rele, la un moment dat tot trebuia să se întâmple. Nu putem noi să, așa, asta este valabil pentru toată lumea care suferă de un deces în familie pe viitor. Nu putem noi să decidem cât trăim, cât trăiesc oameni apropiați. Putem face, într-adevăr, putem avea decizii importante care să recurgă la un trai mai lung sau mai scurt, atenție foarte mare. Dar încă o dată nu putem noi să decidem cât trăim. Deci nu, v-am zis asta doar ca să știți, pentru că nu toată lumea mă urmărește pe Instagram din cele 120 de persoane care stăteau acum pe stream, nu toți mă urmăriți pe Instagram, am postat pe Instagram că bunicul meu a murit și de asta nu am făcut stream, dar acum na, a trebuit să vă zic ca să înțelegeți, mai ales cei care nu mă urmăriți acolo. În al doilea rând, fac live în această seară pentru că următoarea o să fie miercuri, e așa târziu pentru că unchii mei, frații tatălui meu,
sunt plecați în străinătate și bine, erau plecați în străinătate, că acum sunt toți, doi dintre ei sunt acasă deja. Și am făcut stream astăzi pentru că până miercuri mai e destul. Ieri am fost la București la turneul IDM tot din acest motiv, pentru că am fost doar ca să mai scap de, nu neapărat stresul ăsta, dar na, am fost să mai râd. Am socializat, m-am reîntâlnit cu oameni importanți, m-am întâlnit și cu Jeff Carr și un night a venit, a dormit la mine vineri seară și am plecat sâmbătă dimineață la turneu. Nu a fost chiar... nu a fost chiar un turneu rău, a fost un turneu ok. Eu am rămas plăcut surprins despre cum s-a organizat acolo. Am ajuns în semifinale, am avut și un traseu ușor și l-am bătut pe Bucur în sferturi, dar m-a bătut Crăcană în semifinale. Bine, nu vreau să vorbesc prea multe despre turneu. Important este că am fost și m-am simțit, chiar m-am simțit bine, am mai părăsit așa orașul, atmosfera, am râs, m-am relaxat. Că distrat, nu pot să zic că m-am distrat. Și încă o dată încerc scuze pentru felul în care arăt, că bă, băieți, sunt răcit foarte puternic și am zis că baie pe cap, știți când fac? Oi, marți, îmi revin puțin că e groasă, părul meu arată groaznic, mă simt, trebuie să-l mătund ca să... Da, în fine. Și am zis că sper să facă jumătate cât Ronaldo, 400 de goluri nu sunt așa multe. Ce știi, mare și el vise, pare, are potențial, are tot viitorul în față. Deci... încă o dată, ca să trecem peste subiectul ăsta, vineri dimineață v-am zis de ce n-am făcut stream. Sâmbătă am fost la turneul la IDM doar ca să mai ies din atmosfera asta. Duminică, adică astăzi, n-am făcut stream dimineață, făcuse Andu și n-avea rost să dau drumul peste el. Și m-am uitat și eu la Cosmin, vreau să-l felicit, i-am și scris în privat, i-am scris după meciul în care l-a bătut pe Stingray azi, i-am scris felicitări, ești mare azi. Vă arăt textul, i-am scris, nu mi-a răspuns, poate are multe mesaje și n-a văzut, cine știe. I-am scris pentru că chiar a făcut un joc bun. În finală, vă zic sincer, la return nici nu m-am uitat doar la return, am văzut că l-a bătut 2-0 și... atât. De ce ai făcut scandal pe Sinala Danes? N-am făcut, am scris. Am scris acolo ce era adevărat. N-am făcut niciun scandal. Părerea mea e și la meciul ăla cu Baciore, nu cred că a făcut Baciore intenționat. Ce ăia sunt olandezi, Van, dacă ai idee. Nu cred că a făcut Baciore intenționat. Ce a făcut, vă zic sincer, pur și simplu a fost bug de la joc. Și a fost foarte corectă decizia de a începe de la 0. E spart ăsta, mă, bine. Deci eu trebuie să beau așa, că știu. Da. Foarte corect a fost decizia. Părerea mea e că oricine ar zice în contră, ar greși. Foarte corect a fost decizia de a se începe meciul de la 0 la 0, minutul 55, să ia roșu Baciore. Chiar a fost foarte corect. Deci, pentru că s-a văzut clar pe stream-ul lui că nu a făcut nimic. Pur și simplu i-a picat jocul, s-a întâmplat bug-ul ăla mizerabil. Și-a luat golul exact când nu putea, nu avea ce să facă. Și s-a văzut că Cosmin a fost valoros, a fost mai bun și l-a bătut și așa. Bun. Și acum să vorbim despre mine. Eu, Dănuț, cum mă cunoaște multă lume, prietenii mei, cum îmi spun mie, am luat o decizie dificilă în acest weekend. Am pus la cap multe chestii, vreau să vă spun sincer față de voi, că am pus la cap foarte multe chestii. Am gândit multe soluții, am căutat multe, dar am ajuns la o singură concluzie. Eu, la 23 de ani, pe care o să-i fac în luna august, vreau să-mi fac un viitor. Ca toată lumea. Bine, unii poate nu vor. Eu personal vreau să încep până am construit un viitor. Și vreau să... Băi, de ce nu mai faceți să râd? Vă rog frumos.
Lăsați-mă că vreau să vorbesc serios. Nu, Grizzly, că și asta e tot punctul. Nu mai faceți, în primul rând vreau să-mi respectați, că am uitat să zic chestia asta. Vreau să-mi respectați decizia și să nu încercați să mă faceți să mă răzgândesc, pentru că nu o să mă răzgândesc. Bă, nu încetați cu UF-ul, că nu mă fac așa ceva. Bun. Vreau să vă spun că mi-am calculat toate deciziile, le-am calculat absolut tot. Și am decis să mă retrag din retrag. E mult spus retrag, că nu mai particip la turneele regionale nici de anul acesta, pentru că sunt calificat la FGS 4, nici de anul viitor. Nici în viitor. Am luat decizia asta pentru că e cel mai bine pentru mine. Motivul este că la 22 de ani nu joc ceea ce Răzvan Puiu joacă la 18 ani sau Petrescu Cosmin la 20. De exemplu, 21 are Cosmin, nu? 20-21, în fine. Nu am timp să mă antrenez cât se antrenează ei, pentru că nu am timp. Eu vreau să-mi fac, să-mi cresc contul de YouTube, vreau să câștig un bănuț. Eu sunt sincer cu voi acum și nu vreau să existe vreo întrebare. Știu că nu sunt la un nivel la care sunt cei doi, pentru că sunt cei mai buni români din ultimul timp și trebuie să acceptăm chestia asta. Sunt la un alt nivel față de restul comunității și dacă cineva nu accepta asta, la revedere. Anti-meți mă de scrap. Am luat decizia asta pentru că, bă, vă uitați la mine, da? Să moară viața mea dacă vă mint, am 170-235 de chile. Și vreți să vă zic de ce? Pentru că stau toată ziua, joc rivals, joc obiective, seara la 8 intru la trading. Nu sală, nu fotbal, nu plimbări. E adevărul. Bă, eu vă zic adevărul aici. Și vreau să renunț la streaming, atenție mare, la streaming. Nu în mare parte. Iar începe cu sala, nu vreau să zic. Nu, dar zic așa, acum de ce l-ai venit pe trading? Hai să nu intrăm în subiectul femei, vă rog frumos, da? Deci nu vreau să intrăm în subiectul femei. Deci, pe lângă asta, bă, îmi distruge sănătatea. Jocul ăsta îmi distruge sănătatea. De ce? Nopți nedormite, pentru ce? Să mă calific la un FGS la care o să se miște mizerabil. Nu ăsta e, atenție, nu este ăsta motivul pentru care eu nu fac rezultate. Nu dau vina pe... Stanley Bet înainte de live. De asta am și întârziat. Bun. Nu fac eu... Cum îi spune? Nu dau vina pe conexiune. Pur și simplu fac 0 cu 3 pentru că... Sau pierd pentru că asta este... valoarea mea. Dar, haideți să luăm așa. Cosmin Petrescu, da? Uite, poate să intre și el pe stream aici. Este campion european pe Europa de Vest, a câștigat FGS-ul astăzi, a luat $10,000. Dacă pierdea, lua 5,000. Dacă nu intra în finală, lua 2,500. Iar dacă nu intra în top 4, lua 1,250. Iar dacă nu intra în top 8, pe românești o lua în gură. Am început, am luat razna. Bun. Am muncit foarte mult. Foarte mult. E o muncă colosală să faci ce a făcut el astăzi. A fost și ziua lui. A dat-o Dumnezeu, 3 victorii la penaltiuri și așa mai departe. Mai știi când spunea că CFR-a și cu campionatul, s-a terminat campionatul final la CFR. O victorie e meritată a celor de la FCSB în țara asta. Oricum, că m-am uitat și la meci. Deci. Ce pastile de răceală, boss? Uite, frate. Nurofen, răceală și gripă. Grecia, bine că mi-a adus aminte să mai iau o bucată. Deși tu ai luat... Aoleu, Luciane! Deci ăsta este adevărul. Mergi la mcăjut și fan, nu e vorba de asta. FIFA nu o să mai joc așa mult. Gen, bă, vă zic sincer, eu stăteam, uite, întrebați-l pe Minșu, ce făceam noi? Făceam trading, făceam live-uri. Hai, joacă-te și rivals, fă puncte, fă alea, fă alea. Nu, stop. Uh,
Fără hat-trick, hat-trick-ul regiului n-am văzut. Am decis asta pentru că v-am spus, în primul rând, mă afectează pe mine, fraților. Canalul meu de YouTube e la același nivel pentru că nu fac nimic să-l cresc, fac live-uri, aceleași live-uri și haideți să facem și o comparație. Uite, vreau să facem o comparație cu voi. Da? Stați un pic că am ieșit de pe stream aici. Și vreau să facem o comparație cu voi. Sunt prost. Bun. Haideți să ne uităm împreună la niște cifre. Sper că mai merge primul. S-a dat investițiile pe FTR? Nu, e nu. Trebuie și talent, dar încă se poți joci 12 ore degeaba. Bă, nu e așa, frate, nu e așa. Chiar nu e așa. Păi ia întreabă-l... Băi, nu mă fă că... Ia întreabă-l pe Petrescu Cosmin. Ce talent a avut el la jocul ăsta? Că a muncit ca... Pe bune, a muncit foarte mult. El n-a avut niciun talent. Când s-a apucat, era și eu la fel. Ce talent am avut eu la FIFA, că eram terminat, m-am apucat. Și nu sunt la nivelul lui, la un nivel ca colosal. Și Cosmin și Puiu sunt la... Sunt la lumină? Nu, nici chiar la lumină. Dar sunt la o distanță foarte mare de restul comunității de FIFA din România. Cosmin a muncit de-a spart ca să ajungă la nivelul ăsta. Ce talent! Vreți să vă zic, ia întrebați-l pe Cosmin când a pus golul la FIFA 19, punea gol când dădea la Squad Battles, gol din elastic, o frică ăla, sau cum se numește. Întrebați-l că știe el despre ce zic. Întrebați-l 100% că știe el despre ce zic. Când punea gol din... Ce mai am de dai gol la FIFA 19, o ridicai, Bolasie Flick și de dai voleu. Întrebați-l că el știe ce zic, când punea gol la Squad Battles în vincul. Zicea, wow, ce gol. El știe ce zic. Tornado, uite, bravo, Tornado. El știe ce zic. 100%, el a muncit foarte mult să ajungă unde este și bravo lui, pe bune bravo lui. Ăsta e adevărul, a muncit enorm și bravo lui. S-a tras de el și n-a renunțat. Bun, hai să facem așa, o analiză a canalului meu de YouTube, da? Live 2 ore 45 comentez 1.3 ca vizionări. Live-ul din nou cu View Party 1.5-1.6. Live cu FIFA de 5 ore 3.4 vizionări. Live cu FIFA de 4 ore 1.1. Live cu FIFA de 2 ore 1.1. Live de 3 ore 1.1. Live de 5 ore jumate 2.9. Live de 3 ore 1.1. 680 de vizionări aproape 2 ore. 1.40 o 1K. 3 ore 1.1. Videoclip cu fotbal de 10 minute. 1.6. Videoclipul ăsta a ieșit foarte mizerabil, vă zic, nu-mi place cum a ieșit. Pentru că nu puteam să lovesc o minge, era fric tare afară și eu nu puteam să fac nimic. Așa stăteam. Ăsta e adevărul. Nu-mi place cum a ieșit. Videoclip cu FIFA. 11 fotbaliști îmi fac echipa din FA 22, care fac 4-2 la calificări. 6.4670 de like-uri. Câți abonați mi-a adus videoclipul ăsta? 68-70 de abonați? Lăsă la o parte 35 de lei astea pe care mi-a adus. Nu e vorba de bani. 68 de abonați plus 70 de abonați. Dacă iau, deci fiți atenți. Să mor dacă vă mint. Dacă iau de aici, de la acest card flashback, este că l-am făcut pe Royce flashback, iau contul, iau toate live-urile astea și mă uit câți abonați mi-au adus live-urile astea, eu vă garantez 100% că clipul ăsta mi-a adus mai mulți abonați. Și ăsta este adevărul. Nu o să mă opresc din a face stream. Nu o să mă opresc din a mai posta pe YouTube. Doar că nu o să mă mai joc. Nu o să mai dau viața în continuu. Nu o să mai îmi dau viața în continuu. Nu o să mai joc Rivals. Fă puncte. Fă puncte, este calific la un FGS. Vine... Luc Bartolos dă 7 pase peste apărare, tu știai ce face, dar ești prost și nu ai făcut ceea ce trebuie, te bate și ieși afară. Pentru ce? Mă joc Rivals, fă Dankos, uite, fă 10 milioane, trading, peste trading. 1730 de puncte am, că am dat, vă zic sincer, v-am să fac o victorie și am dat quit direct la toate ca să ajung aici, că aveam 1900 și ceva și am zis că, bă, ăia... Dă-i! Trading, fă-mi, ba pe player of the month, fă...
Hai că arăt. Da? Joacă-te la Classic Cup, fă pachetele astea, nu mă mai ca idee. Joacă-te la Classic Cup, fă pachete, să faci BC-uri, să-ți faci echipă, să astea. Pentru ce, mă? Să mă calific la FGS, să-mi rup creierii, sănătatea, stau ca grasul pe un scaun, nu fac nimic, mă joc 6 ore, ba mă joc Warzone, ba fac trading, ba mă joc Rivals, ba aia. Ca să ce, frate, să mă calific la FGS să mă bată Bartolo 9-8 cu 7 pase peste apărare, deci că juca Oțelul când a luat titlul, numai cu diagonale pe Antal și pe Laurențiu Buș, pe bune, mă. Bă, eu sunt sincer cu voi. Cariera pro, pentru mine, nu merită. Poate că și, cum îi spune, și lucrurile care s-au întâmplat în jurul meu nu m-au ajutat să nu am nicio grijă. Unii oameni care mă cunosc mai bine, mai îndeaproape, gen Mișu, Petrișor și așa mai departe, știu despre ce vorbesc. Și chiar mama. Poate nici chestiile astea nu m-au ajutat, dar nu e o scuză. Nu e o scuză. Am făcut atâta pentru ce? Să mă calific la un FGS să-mi... Să iau bătaie? Să-mi pierd ore, joacă-te, Rivals, noaptea, stai, trează până la... Bă, întrebați-l pe Alex, eu nu-ți că e aici. A stat cu mine până la 9 dimineața, stai sănătos, mă calific la regionalul 4. Omul era la muncă la 10, s-a trezit să ducă la muncă, s-a trezit pe naiba, să-l ia, că nu s-a trezit, s-a trezit la 6 dimineața, 6 seara. Pentru ce să stai să te joci atâtea ore? Apte la pânele, n-are nicio relevanță. Pentru ce? Să mă joc atâtea ore, să mă duc la turneu, să mă bată XY, eu să nu fac nimic? Greșit. Pierd timp, cel mai important, pierd sănătate. Păi nu-l joc. Cel mai important, îmi pierd sănătatea, pentru că pe lângă fapt, hai să nu... Uite, nu luăm în calcul problemele fizice. Nu luăm în calcul problemele fizice, că sunt gras. Gras eram de când eram, și când eram mai micuț, eram grăsuț. Cosmin a făcut, a câștigat, bravo lui, am vorbit despre chestia asta. Și ești praf, nu ești în măsură să-mi spui mie că sunt slab la jocul ăsta. Ia uite-l pe Dan. Ce faci, Dan? Nu ești în măsură să-mi spui mie că sunt slab la jocul ăsta. Singurul care poate să mă facă slab și singurii care pot să mă facă slab sunt cei care sunt mai buni decât mine. Atât. Și cei care sunt la nivelul meu. Atât. Doar cei care au rezultate la nivelul meu poate să zic că se calce la un regional. Dar tu, Harry... Deci, încă o dată, nu are nicio importanță fizicul, că bă, sunt gras, am 275 de kg, înțelegeți? Nu are nicio importanță asta. Dar, psihic, e distrugere, frate. Bă, jocul ăsta te distruge psihic. Te distruge psihic. Bă, bune, te distruge psihic. Dar am luat decizia să nu mai joc la niciun turneu, nici măcar la FGS4 la care sunt calificat. Am bilete, atenție foarte mare, am bilete de avion pentru Italia. Da? Le-am cumpărat, corect, moșu, corect. Le-am cumpărat special ca să mă duc să joc regional. Nu o să joc regional, eu vă zic de pe acum. Eu nu voi participa la acest regional. În schimb, o să mă duc în Italia. O să mă duc la Vicenza Cagliari, iar chiar și la turneul ăsta pe care face Gep Carta, că nu mă calific, o să joc să mă calific. Pentru că, na, e un turneu în România și aș vrea și eu să fac parte. Dacă nu mă calific, pentru mine nu este niciun fel de tragedie. Nu o să mă mai antrenez, mă duc frumos, vreau să mă duc la sală, vreau să schimb, să mă schimb pe mine. Vreau să-mi fac un viitor, să mă duc la sală, să fac vloguri, să filmez clipuri cu fotbal, să fac vloguri de la meciuri de fotbal, să fac content. Vreau să fac content pentru cei ce mă urmăresc. Nu mai arde de sală că mâine mă duc la îmi iau abonament. Da? Mâine pe bune că mă duc și îmi iau abonament. Vreau să filmez vlog. Știți cu cine vreau să filmez vlog? Cu campionii României la futsal. Dar trebuie să mai așteptăm puțin. Da, Tevi, eu tot ce am făcut, îți zic sincer. Corect, Alex, corect. Atenție foarte mare. Nu vreau să-mi joc șansa la regional pentru că nu sunt antrenat. Sunt rupt. MDLin, stai liniștit că trading o să fac. Dau live în urmă, revin.
Bun. Nu sunt antrenat să joc. Te-ai mâncat de te-ai enervat? Bă, sincer să fiu, am mâncat un șnițel cu piure în seara asta. Că s-a comandat frumos, nu era nimic de mâncare în casă, na. Bagă un Division Rival și nu mai ești de sală. Bă, mă credeți că știți ce voiam să fac? Să mor dacă vă minte, nu îmi vine să vând coin și în momentul de față să-mi cumpăr, să-mi cumpăr o bandă și o bicicletă de alea, să le pun aici în spatele meu. Să mă joc fade pe bicicletă, mă. Deci. Băi, râdeți? Băi, râdeți, mă. Râdeți. De asta vin la poze. Băi, uite, vă zic sincer, încă o dată. Ăsta este adevărul, din punctul meu de vedere. Mamă, Emdelin, un animal, nu erai abonat, ci te știu de mult timp. 12 milion, bine, o plece. Dramatizăm? Nu. Nu e nicio dramă, Azab Bogdan. Poți da live înapoi, dacă nu-ți convine. Adică, gen, dacă nu-ți convine, dacă nu mă crezi, uite-te. Cum a slăbit 10 kg în doar o lună? Da, da! Băi! Pentru Winter nu pot să le... Și uite, încă o dată, nu putem, nu pot să le fac cu amândouă. Să mă trezi dimineața de la sală, fă și live, joacă-te și Rivals. Nu, pot, trebuie să renunț la una. Iar renunț la jucatul la Rivals, vă zic sincer. Și la live-uri, atenție. Nu o să mai fac live-ul. Așa de des. Daniel, nu o să mai joc. Da, uite, o să fac, uite, o să fac un sondaj acum și o să vă întreb pe voi. La ce sală te duci? Vreau să mă duc aici, la mine, în centru, la Elite. Trebuie să-l trezi dimineața asta la asta? Nu. Nu o să mai fac live-uri. O să menținem pe opening-ul, pentru că asta este ceea ce este urmărit în România, foarte urmărit. Am niște idei de clipuri cu FIFA. O să încep de luni. Vreau să încep de luni să filmez ceva cu Mișu, cu Andu, cu Buțan. I-am scris lui Buțan în această seară. Vreau să încep o serie. Vreau să încep o serie pe care nimeni, atenție, nici măcar Buțan nu a făcut-o în România. Cu el. El vreau să fie primul meu invitat la această serie. Legată de FIFA, oricum. Am în cap, vreau să mă duc în Italia, vreau să filmez ceea ce o să fac în Italia. Când mă duc în vacanță, vreau să mă duc la Veneția cu Cagliari să fac stream. Vreau să fac clipuri cu FIFA, football challenge cu jucători de fotbal, cu campionii României la futsal. Dacă nu câștigați campionatul, Petrișor, vă iau pe toți, de vă strâng de grijă, vă omor. Se te trolează chat-ul, eu zic să oprești la Evo, n-am treabă. O să trecem și community link în continuare. Rivals-ul doar ca să ne luăm reward-urile. Și atât. Stați un pic ca să pun și o muzică. Și atât. Nu o să mai stau să mă joc, băi, fă skill rating, băi, califică-te, băi, nu știu ce. Dacă reușesc să mă calific la un turneu, sănătate și virtute, dar nu o să reușesc. Doar 50 de jucători pro și nici aia 50, mai foarte greu, e foarte greu să trăiască. Cu FIFA mor de foame, pe bune. Eu vezi pe lună 345 de lei, nu-mi scot nici ce am investit în ultimele 6 luni? Și nici David. Ia uitați ce îmi scrie Marian, că cred că e pe la cea mai bună rețetă de slăbit, e postul negru. Deci, vă zic sincer, practic de viva lui e, n-are nicio treabă, va lui e unic, eu sunt unic. N-are nicio treabă. Dacă măcar de erau prețuri mai mari turneele, nici asta, mă frate, nu sunt condiții. Ăsta e adevărul, nu sunt condiții pentru a face performanță. Sincer. Iar eu, pentru următorul sezon de FIFA 23, atenție foarte mare că aici intervine altceva. Nu știm dacă o să existe FIFA 23 sau o să fie EA Sports Football 23. Am cât de pescuit, mă, și faci de acolo. Mamă, cum ar fi? O să facem un cont în care o să investim ceva FIFA points, maxim 2500 de lei, un cont RTG. Pe opening ne jucăm un weekend league pe live.
sâmbătă seară, duminică seară o să fac stream. De fapt, duminică seară, sâmbătă seară mai merg eu într-un club, la o distracție, la o de-asta. Iar o vorbă foarte mare pe care a spus-o Remus ieri la turneul de la București, care voi, dacă ați urmărit streamul de la turneul de ieri, nu ați auzit-o, cei care au fost acolo au auzit-o, este că motivul mă scuzați că am plecat așa, că am uitat să pun lemne pe foc și se stingea să o moară Jean. Bun! S-a spus la sală. Motivul pentru care... Motivul pentru care nu avem campionat național de FIFA este pentru că nu avem un termen legal pentru e-sports. Total adevărat. De asta e-sports nu face campionatul național în România. Cum vedeți, e Premier League, E-Liga, E-Liga, E-Serie A, Bundesliga, Spania și așa mai departe, până și în America au aia turnee. Eu unul am renunțat, vă zic sincer, să mai joc. Vreau să vă întreb pe voi acum. 190 de persoane. Dacă este cineva și are să dea și mie un cont cu R9 cu lipe ăștia să mă joc la turneul ăla de la CNP, pentru că vreau să-mi țin coin și ăștia pe care îi vedeți în imagine pentru a face content. Și încă o dată, dacă o să mă calific, o să fie, adică o să fie același lucru, dacă nu mă calific, e același lucru. Asta este gândirea mea, asta este ce am vrut eu să vă transmit. Poate am uitat, poate am uitat câteva aspecte, dar sper să nu. Oricum o să fac un post și pe Instagram. O să postez pe Instagram un text, dacă e ceva și na. Winter, nu știu. Oricum o să-mi pun GoPro pe cap și o să vă arăt cum mă duc la sală. Nu sunt jucătorii pro și nici nu puteți să jucați cu bronzi și silveri. N-are nicio relevanță, vreau să te-ai mișit. Că liga se putea face și cu echipe de 90 overe, stai cu mișit. Bun! Iar acum... Oricum nu mai ești trend cum erai odată și de aici chestia asta. Nu mai sunt trend pentru că FIFA-ul pro nu mai contează. Snoopy, nu se mai joacă nimeni FIFA. Hai să uite la pro și la jucătorii buni. Lumea... Vreți să vă zic ceva adevărul? Băieți, Petrescu Cosmin, ieri, nu astăzi, că astăzi au fost 600 ceva de oameni. Ieri, juca cu fuma FIFA, meci pentru ziua a doua, sau, nu meci pentru ziua a doua, nu, exagerez. Juca cu fuma FIFA și avea 80 de persoane pe live. Fuma FIFA, contra lui Petrescu, Petrescu fiind unul dintre cei mai buni jucători din zona aia. Acum chiar e cel mai bun jucător, cel mai bun. 80 de persoane pe live. Vedeanu, când a fost FIFA 20, a fost la un meci de calificare, erau pe live 1300 de persoane la CSC. Faceți o comparație între FIFA 20 și FIFA 22. Acum dacă joacă cu semifinal, a avut 600-700 de oameni pe stream. Și Vedeanu atunci avea 1300 și era la un meci de calificare regională, pardon. De calificare avea. Cu și n-a câștigat turneul. Da, s-a postat pe FIFA România, Alex, s-a postat pe FIFA România că a câștigat. S-a calificat? Vedeanu atunci nu s-a calificat, a pierdut meciul de Civ. Petrescu astăzi a câștigat FGS. Nu mai atractiv te uiți la FIFA, pentru că FIFA o a distrus. Și când s-a ținut turneul de la Stanley, nu au fost peste 1000 pe live. E o comparație mare. Te-ai dat seama că e slab, nu? Mai bun ca tine sunt și cu așa joacă, uite așa. Uite așa ne jucăm. Nu poți să stai, iată, poți să stai aici cu față și stau așa și mă uit în tablou ăla și văd în monitor jos acolo ce joc și tot te bat, stai nișit.
cu Rodrigo. Unde, mă? Cosmin calcă pe urmele lui Loviță, bă, e greu. E greu să vorbim despre... despre asta. Iar acum... e prietenul meu, Florin. E pe moarte FIFA, e mort. Nu că e pe moarte, e mort. Iar acum... dacă aveți întrebări, nu suntem uniți să susținem un jucător pro, nu suntem unități să susținem un jucător pro, da. Iar acum, dacă aveți întrebări, vă ascult, pe mai mare drag, pe mai mare plăcere, dacă vreți să mă întrebați ceva, vă răspund, cel mai bun din lume, nu? Cel mai bun de pe Europa de Vest. Câți bani ți-ai băgat în joc? Anul acesta, ce se zice, mi-a băgat 300 de euro, i-am băgat, cred că, 1000. Ce faci cu 9 milioane? Content. Eu o să vând coin și când nu o să mai fac content. Ce decizie ai luat? Poți să dai live înapoi. Băgăm și arma de la bani sau nu? Orice joc e mort sau viu, depinde ce tare ai când îl transmiți. Bă, nu, FIFA e mort, crede-mă. Nu mă las de fata de astea, mă las de partea pro. De plăcere cum joc eu, îți bun, dar de performanță cum vrei tu, e slab rău. Hai dreptate, hai dreptate, vreau cu mine că faci, nu știu, hai dreptate, Gianni. Ce facem viitor, că nu prea ai fost clar în explicație, o să renunț la partea pro și o să plec pe content. Prea multă muncă pentru nimic, corect, mi-am dat asta. Băi, v-am dat un exemplu foarte important, deci voi de atâta trebuie să realizați din ce v-am arătat eu. Voi atâta trebuie să vă să realizați live-uri cu FIFA 1.6 cu 1000 de vizionări, clip cu 11 fotbaliști, 6.4, azi dimineața avea 6, ieri avea 5.3, 670 de live-uri, ieri avea 500. Nu mai simt. Dar noi nu primează partea asta, pro. Ar trebui plătiți orice jucători? Nu, e așa. Pice pentru trimit FIFA, YouTube nu atrage oameni. N-are ce legătură, bro, că pe YouTube era legea înainte. În România, ăsta e bun. Warzone. Și în 2023 toți de actuala dieta române. Nu, mâine mă duc la sală, mă. Așa aș vrea. La Cosmin se uită toți, e vină la tine, bro. Mașa. Bro, Cosmin are live de o oră jumate, 2500 de vizionări. Nu are așa, nu e foarte multe, 1000 de vizionări peste mine. Se pare așa o cifră foarte mare. Marius, mersi frumos pentru donație. Dar când te apucat de partea pro, ca să te poți să dea cine ești, ce performanță ai făcut, am performanțe pe care tu le ai oricum, Marius. Dacă o luăm așa. E vorba ce faci cu ăla? Cu corect. Dar voi părăiți toate grupurile cu FIFA? N-ai arăs-o. Iar asta cu ce performanțe am eu? Stai liniștit, bro. Nu-ți fă griji. Nu știu dacă ai meciuri jucate câte turnee am câștigat eu. Trebuie să faci să fie aici oameni pentru dacă intră, vrei să intre. Mai multă lume nu se intre aici doar pentru FIFA, părerea mea, corect? Dacă faci live cu FIFA nu se uită nimeni, se uită, mă, uite, am 200 de oameni acum pe live. Câți abonați ai tu și câți are el? Păi, exact ce zic, trend, Bogdan, trend, Cosmin omul momentului anul ăsta, anul trecut și anul ăsta e anul lui și al Puiu, că au cele mai mari performanțe din România, e normal ceea ce se întâmplă, dar pentru ce face, ce a făcut Cosmin, ce a făcut Cosmin, e puțin ce are pe stream. Ce turnee am, cine sunt băiatul care donezi la care te uiți pe stream. Care încerci să-mi dai hate. Înțelegi? Da, n-are rost să discut cu tine. Faptul că n-am câștigat un turneu regional, cum crezi tu asta? Nu am câștigat niciun turneu. Cui nu are performanțe anul ăsta, nu s-a calificat la FGT 3 finale. Cum poți să spui că Puiu nu are performanțe când are 3 turnee top 6, mâncate-și?
sau după primele două turnee are top 6 și top, sau top 8 și top 16. Cum poți spui că puiul nu are performanțe? Pentru tine doar să câștige turneul e performanța? Eu nu pot să cred că tu îmi spui că puiul nu are performanțe, că e pe locul 5 pe Europa de Est. Dar chiar Cosmin cum stă pe, pe vest la puncte? Știe cineva? Câte puncte are? Pe ce loc e? Vladimir, de la Ivana, păi te rog. Uite de la început. Are performanțe ca Messi în League One. Cât mai are să bagi banii FIFA dacă tu cică în FIFA 23 nu mai ai nimic? E vreo așa. E 99% în play-off calificat. Ce, Cosmin? Foarte bine. Bravo lor. Crezi că el dacă făcea stream pe Twitch, iar părerea mea că era mai vizionat? Dacă făcea stream pe Twitch în limba română, nu era mai vizionat ca pe YouTube. Nu știu, Lin. Vrei cont cu R9? Dacă aveți vreun cont să mi-l dați, lăsați mesaje. Vreau să mă concentrez pe content, Lin. Nu stau să fac investiții. Vreau să încep să fac niște episoade interesante și o să am nevoie de bucoin. Spune de pe engleză, comunitatea de FIFA de România e mică. Nu vreau să continui cu numai cu FIFA. O să fac clipuri mai ample. O să încep un content mai diferit. Pentru cont cu Guli R9 scrieți pe Instagram la pentru turneul de la CNFE. Corect, respect. M-ar ajuta foarte mult să-mi dea cineva un cont cu Bully Cernou ca să nu fac eu coin și să îi pot folosi pentru content. Deschid un pack pentru mine, dacă ai un pack important, să-l deschid. Păi și cu GTA, nu vreau să schimbăm pe tematica fotbal. Nu vreau să fac altceva. Poate Wardon, dar mai încolo, nu știu. Ce dragi ai, Petrenicul Everlow. Vreau să ne preste rupele și performanțele și turneile pe care le-ai câștigat cu perea din spate, zăcovărat de pe YouTube să vadă lumea. Perfect în spate. Bro, banda aia lept ca să știi și tu. Tot ce vezi tu LED acolo, fii atent din spate, gen partea unde nu apare. În primul rând am pus-o foarte rapid. În al doilea rând, mai era. Înțelegi? Iar cupele online, unde iei bani, nu cred că există trofee pentru cupele online în care iei bani. Doar pentru simplu fapt că nu fac live-uri la cupe, asta înseamnă că nu câștig. Dacă ai așteptări ca la live-urile la turnee să ai mai multe persoane pe live, greșești, n-ai înțeles nimic din ce am ți-ai vorbit eu până acum, dacă tu asta ai înțeles. Însă cred că îl copiezi pe Buțan, nu neapărat copiatul lui Buțan. Buțan a avut o idee foarte inspirată când a ales să facă clipuri și așa mai departe. Necopiat, ideile sunt, ideea asta cu fotbaliștii, vă zic sincer că mi-a venit mie în cap și am zis că sunt primul din România care o face. Când am intrat pe YouTube și am căutat atunci pe fotbaliști și fac echipa FIFA 22, pusese clip Buțan, habar n-aveam. Chiar nu știam. Și deja dăduse mesaje și n-avea rost să mai renunț, că primisem câteva clipuri. Am niște idei pe care, pe care nu le-a făcut nimeni. Și o să vedeți despre ce e vorba. Dar asta cu videoclipurile, toată lumea postează clipuri. Asta înseamnă că copiez pe X sau pe Y. Merg să viteze stadioane de România, dacă făceam asta, na. Ce job ai? Asta e jobul meu. Ce vezi aici? Deci că sunt mai interesante chestiile astea pe care face Buțan, poate să ai succes, cine știe, doamne ăștia. E un drum lung, multă muncă. E foarte greu, dar se poate. Când vine să le dau bani la interesanții ăștia, gen din ce faci bani? Din ce vezi aici, bro? Da, vistez brăi la oțelul, fă urei, ești Ianca, respect. N-ai idee cât mă abțin, eu n-am treabă, mă, frate. Vreau, eu, de asta am și făcut stream-ul ăsta, pentru că exact asta vorbeam cu cineva astăzi. Că o să fac stream-ul ăsta, multă lume o să înțeleagă ce zic, dar multă lume nu și multă lume o să dea hate. Cum face băiatul ăsta Maurits când spune cine sunt și ce turnee am câștigat. Oricum știu ce mi-a adunat, acum mi-am dat seama. Marius. Măcar de erai Marius. Marius, de ce nu scrii pe chat?
Că nu are cont fake. Și știu cine e. Chiar știu cine e, mi-am dat seama acum cine e. Și că Weekend League, bă, nu știu, să mă bag la Weekend League. Chiar nu știu, m-aș băga, nu m-aș băga, zic sincer că nu m-aș băga. Dar... nu prea am ce să fac. Și eu cred că știu, nu, eu chiar știu cine e. Eu chiar știu cine e. Marius Banu, nu e Marius Banu. Yeah. Are, sunt doar doi Marius pe live, nu-l cheamă Marius, Marius e un nume așa de fațadă. E în bafta ta orice îi face. Eu l-am sumat asta. O să-mi fie dor de tine, dar cine-ați mă că dispar de pe platforma asta? În primul rând, bă, hai ca să vă zic ceva, e un sfat pe că când dați hate cuiva, măcar încercați să evitați. Să evitați aceleași cuvinte pe care le folosiți într-o discuție față în față sau mesaje. Uite, Marius Banu a pus semne de întrebare, Marius Banu din oraș, de la mine, mă urmărește. Eu îl cunosc de mai mult timp. Ești la facultate? Nu. Deci, dar așa pentru mine, de ce tragi de fa? Nu am spus că mă las de fa, dă live înapoi. Și hai să vezi ce am vorbit eu. Fanii din tribune fac echipa pentru următorul Weekend League. Puuu, ce tare asta cu fanii din tribune. Salut. Salut, Andrei. Ma. Bună idee. Lasă mă arăște el. Alei, câte am pe acolo când eu. Da, băi, vreți să ne jucăm la Weekend League? Mă, ia spuneți-mi, ce vreți să facem? Suntem 120 de persoane care au mai rămas după discuția de mai devreme. O să mai faci live-uri? Da, dar nu așa des. Și... discuții nimic, Warzone, nu mă joc Warzone. Nașpa, bro, că te lași, nu e nașpa deloc. De ce e nașpa? Uite, Alex, te întreb eu pe tine, dar fi sincer. Uite, Rareș, nașpa că mă las, da? Dar fi sincer, în primul rând, nu mă minți pe mine, te minți pe tine. Am două live-uri. Două live-uri la turnee regionale. La FGS. Câte din live-urile astea le urmări? Câte din live-urile astea cu FGS le-ai urmărit? Anul ăsta, două turnee au fost, au fost trei turnee, am participat la două. Trei cu tot cu Champions League. Câte ai... Câte ai urmărit? Alex, nu merită partea acum.
nu merită, o să înțelegi motivele dacă dai live de la început. Ce să asculti. Dar fii sincer, citește și tu mesaj de pe Insta. Nu primesc notificări că dacă vă arăt telefon am. Vă place telefonul meu chat? Vă place telefonul meu? Al meu e în garanție. Nu știu dacă are rost să-mi pierd timp Elementis, să zic sincer. Al meu este în garanție. Că s-a dus fundalul. Fundalul ăla, display-ul. Dacă nu faci toate experiențe din care înveți, nu mai are donați pentru telefon, n-are nicio treabă. Ar merge tu de așa să faci o retragere cu stil, să-mi pun retired player. The Last Dance. Nu, mă, nu vreau să joc. O să joc la CNF, să mă calific. Dacă reușesc, te un iPhone X, ăsta e XS, XR, ceva de genul. Și ăsta era 60 de milioane când a făcut. Ia să vedem ce mi-a spus băiatul ăsta. Dacă vrei contul îmi zici. Pare și ce e tradable aici, bro? Are Cafu Moments, dar nu e tradable niciodată. Baggio Moments, nu e tradable. Maradona, Mid, Machele, Prime. Am nevoie de coin să fac echipă, că nu intră în restricție ăsta. Dar mersi frumos să vorbim oricum. Am văzut. Când e turneul? FGS 4 pe 224 mai. Bine, ați o las sau Sandro pe LB, mersi. Palezile ați aparține, eu unul împotriva lui Spinazzola am avut meciurile cu Sandro, nu prea nici cătea să fie de lemn. Eu zic că ești așa sunt pe moment din cauza ceva, dar să revii. Alex, nu, i-am gândit. Toate chestiile astea le-am gândit. Numărul ăla la care vrei cont, 7 mai. Eu am gândit, toate chestiile astea sunt sunt gândite, frate. Bă, Winter, să moară viața mea, că dacă nu... Atenție, mă. N-aș ajunge eu la unde stai. Vorbește mai încet, că nu te înțelege ce zic. S-a picat telefon de pe schelă? Nu, mă, nu, s-a dus display-ul. La ăsta nu știa Petrișor, l-a trântit de la FIFA, a zis. Ăsta... Poftiți! FIFA-ul dăunează grav sănătății. Voi știți că telefonul ăsta, Petrișor, l-a distrus. Când se juca FIFA? Voi știți că telefonul ăsta arată așa, din cauza, pardon, FIFA-ului. În antrenat sala ține maxim 2 ore și stau aici 6 pe scaun. De asta arăt cum arăt, că stau pe scaun. Nu, zic sincer că nu, toate sunt calculate, Alex. Tot ce, dacă asculti tot ce am vorbit la, pe live o să înțelegi, dar toate sunt, sunt calculate. El ți-l-a spart? Sunteți, ești prost rău. Nu e telefonul meu ăsta, bă! Nu e telefonul meu. Ai vrea să ai mintea lui Petrișor ți-l acum? Nu e telefonul meu, domnul, ăsta ți se pare că este iPhone 11? Avem în garanție. Că s-a dus display-ul la el, s-a stricat display-ul, nu știu de ce. La Weekend League azi? Nu știu ce să, dacă jucăm la Weekend League sau nu. Voi ce ziceți? Să jucăm la Weekend League? Zici că nu merită. Păi ce drag caută la tine? Ești prost rău, dacă telefonul meu e în garanție, cu ce telefon vrei să stau, retardule?
El are alt telefon, ăsta era prea scump să repare și a luat altul, că e, are bani mulți, șmecher. Telefonul meu e în service. Pe bune câte decepții Fortnite-ul. Altul la pădure. Bă, parcă m-aș juca așa puțin. Mi-e vina chat-ului că a câștigat Cosmin Azo azi FGS. Te-am zis de 3 ori, domnule, dar stai puțin FIFA Zone, dar unde am zis eu că e vina chatului, că datorită chatului a câștigat Cosmin astăzi FGS. Eu n-am zis așa ceva. Tu când ai telefonul în garanție? Când am zis eu, Cosmin a câștigat datorită chat-ului. De ce mai ai așa puține persoane? Că lumea a ieșit, că n-am mai am încheiat subiectul ăla și da, lumea a ieșit. Dar când am zis eu chestia asta? Da, câștiga Cosmin turneul din cauza chat-ului. Ce treabă are tu acolo, sunt foarte curios. Ce card are ăsta, mă, Foot versus Ice, nu e Gomez ăsta bun. Toți care zic că nu merită să câștigi, ai dreptate, frate. Cât mai ții live-ul, urăsc această întrebare. Vinzi telefonul? Nu. De cine-i Minx? Că vreau să-l fac o echipă cât mai ieftină. Minx ăla e scump. Cât e Minx ăla? 8.000. De ce nu faci moment spec? Pentru că dacă fac, o să fac pentru un clip oricum. Dacă e ceva. E 200 de K minus. Am greșit la telefon. Bă, bune, bă, de ce se întâmplă, mă, chestia asta? Da. MVP-ul, vezi că a greșit Marcelo câteva pase azi, dar am zis că nebunește Cosmin. Real 2-2, dacă se uită la VAR, cu cine joacă Realul? Păl Pepe, a apărut Pepe. Te vilea, mamă, top. Tu joci la weekend? Da. Nu știu, mă, nu mă uit la fotbal, nu.
Am uitat la CFR cu FCSB. Am văzut o victorie a FCSB-ului meritat. Chiar au meritat să câștige. PSG Marseille 2-2. PSG campionul. E VAR la Marseille, că a dat gol acum, cred că. Gol în curs de verificare offside la Saliba. De la 2-0 la 2-2. Vorbea de Real, mă, cred că, Alex. You lost your connection to your server. Ce are mă ăsta? Nu știu, scos mine acum. Bă, deci mă uit la un băiat, frate, pe Instagram. Deci a dat tagul Cosmin că a câștigat regionalul, cum uitam la stori lucruri din acum. I-a dat tag, a spus că n-am cuvinte, Cosmin Petrescu a câștigat un nou regional, a câștigat regionalul, nu știu ce, și a scris că noi nu știu ce după, a vorbit de canalul lui de YouTube. Și a scris, felicitări Cosmin, un exemplu, nu știu ce. M-am uitat acum de curiozitate dacă îl urmărește pe Petre Cosmin. Ce credeți, îl urmărește? Nu. Mamă, cu bandana asta la cap. Din Shaolin Showdown. N-a atrăut pe ăsta, e greu de integrat. Eu nu-l fac, băieți, nu... Ce vrea de arbitru care ar arbitra Barcelona-Frankfurt? Bă... Nu-i se poate... Ce reproș ai asupra arbitrajului? Oamenii nici au făcut treabă, chiar nu mi s-a părut o hoție, deci că au fost furați. Asta vreau să fac ceva, dacă tot... Bă, mi s-au schimbat controlele, mă. Salut, Constantin. Da, nu mi-am dat seama, l-aveam dat de la Warzone, tare. Titan. Pune-și voi telebrocați la cameră. După două minute zic că nu mai am chef. Bă, bune să mă... Spectacol! Nu vreți să ne jucăm Fortnite? Am cost prova fără.
Marcelo, eu am făcut 13, tu poate ai noroc mai mare. Dar ce te face să crezi că eu o să joc până la 13? Dacă fac 11, bro, e mână cerească. Că moară așa la 3 goluri la Indigo. O, Răzvane, ce faci, mă? Care trebuie? Ce faci, Răzvi? Doamne, asta faci. De ce nu merge să jucăm oare 2-2 Weekend League? De ce a pus pauză aici? Bă, dă-l pe afară, vreau să ies. Am văzut titlul și am intrat să văd care-i treaba. Mă retrag, frate, în glorie. Culnaciu 3-2. Bine. Tare comandul lui Hamburg. Mersi frumos, frate, respect. Mamă, pare că-mi revine cheful când eu apuște, deja mi s-a luat. Dar campioană, mă, oricum, se știa acolo că... Știa campionat. Jules Amorois. Bravo, Robo.
Nu știu dacă ai să fac acolo. Ia acolo aici. Ma. Salut, Robert. Ce fel e jocul ăsta, băi, băiatule, băi. Dar cum se joacă frumos. Da. Nu, nici l-am văzut. Nici l-am văzut pe ăsta că vine, dar... Mamă, vin că seara simt că așa prost să vezi. Bă, e incredibil, mă, cât apără mai în anul ăsta. Deci te-a scos mai nan meciul ăsta. Cred că am expected goals 200. Denis, poți să ne alergi de la început, vă rog. Vorbesc acolo, uite-te de când am început să vorbesc. De când am dat drumul la timp, mă vezi pe mine și... Să vă două minute și încep să vorbesc. De live-ul. La început de live-ul, uite ce vezi.
Opa. Maitland. Când să mă ratez, bă, băiatule, bă, când să mă ratez? Mission, mission past. Mertai cu unul doar de fan, bro. Iar de distracție nu știu că e o meta. Nu toți jucătorii care te distrau, uite. Erling Haaland nu e un jucător meta. Mamă. Ia vezi. Dacă nu dă gol, sar din pot și întâi spune euro pe taxe, vede cum adică. Mergi frumos de taxe, dar la ce te referit? Mergi frumos de donații. Hai să vedem cum de taxe, dar de donații e n-am mai mult, zici că... Cum adică? Dacă îmi dă gol Sir din pot. Wow, a plecat pressing-ul. Pressing-ul și supărării. Pressing-ul și nervii. Pune pe dreptul. Cam mintea lui. Îl dă pas mai departe, dar vara ne-a cum. Hai, ești răspuns. Mă credeți că mi s-a luat? Te pun pe TV, dar ce să pui că mi s-a luat? Ce să pui că mi s-a luat? Dan Petrescu acuză arbitraj că n-ai cum să dai un asemenea cartonaș roșu, e roșu direct la lege, nu e roșu pe doar. CEO-ul ăsta cu dorul, care mentalitatea de aia ne uitească. Până la final. Simpliți cu un euro cu dorul, fără taxi de azi. Sunt mai mult plăți, frate, pentru plată taxi. Aveți toți donate? Nu fac, nu fac promovări, din păcate.
Paroxide? Abia l-a băgat pe Mbappé, e retardă. Mă! Nu e offside, bro. Asta a băgat control. Dar de unde e? Păi joacă, bro, cu ce-ți permit și ce ai, adică... Eu știu ce-ți place, înțelegi? Ce-ți place în limita bugetului. De ce mai modifici, mă, recordul la corpul? Nu cred că mă mai joc. Dar mă crezi că vomit? Mamă, și cum mă gândesc că trebuie să mă joc calificarea cu aia Silver. Mbappé! Mă, plicesc prea tare, n-am ce să fac, eu ce să mai zic, mă vezi? Poate mă, vreți pe recordul care e să-l păstă doar, e tu să M-a luat somnul grav. Dar îmi place că, uite, cât a fost vorba de despre viitorul meu, gen ce am vorbit despre FIFA și așa, 200 de oameni, când e vorba de gameplay 60-70. Bine! Înțelege chat. Ăsta e un lucru important. Craif și Mbappé toti, corect? Făți un canal de YouTube, fă challenge-uri. Bine, glumesc asta cu canalul de YouTube, doar dacă vrei ce să fac. Dar, pă bune, eu unul dacă, bă, vorbesc serios, dacă nu mă jucam pro și așa, să mor dacă nu schimbam echipa în fiecare weekend. Un weekend mă jucam cu jucători, nu real. Un weekend cu jucătorii Barcelonei, tot așa. În limita banii aia pe care aveam acolo. Nesu? De asta mă vedeți de frist. Salut, Alex, salut! Salut, Vlad, salut! Bine! Tu ce faci? Ne jucăm aici, Weekend League. Alex, pentru că nu sunt antrenat, ăsta e adevărul, nu sunt antrenat, consider că nu are rost să pierd timpul, pentru că sunt câteva ore pe care le-aș pierde ca să ce? Să joc la un turneu care au bătaie, deci nu sunt antrenat, ăsta ar fi unul dintre motive. Așa, dacă luăm așa, m-ați bătut 2 ani. Și a fost degeaba, înțelegi? Dar n-a fost degeaba, cam 3 pe frumoasă. Dar, e bun din bala, bă, e ok. Poate prinde din bună. Orice zi bună ai prinde, frate, părerea mea e că nu am fac pe acolo. Nivelul la care sunt e prea slab, de adevăr. Nu vin cu ceva în plus,
față de nimeni. Ca să poți face o zi bună, trebuie să ai ceva în plus. La asta te antrenești tu cu ei. Nu mai merge, mă, bă, vă zic sincer, nu, am vorbit de la început, am vorbit despre asta. Uite, joga bonito, cum te las de FIFA, nu mă las de FIFA. De ce nu asculti, de ce nu ați ascultat live-ul? Man, dacă Mane te sparte, intră din vina ta, bro, și... Da, eu n-am spart Mane. Nu, nu vedeți, mă joc chill. Chiar mă joc chill, am 56 MS. Salut, bă, exact. Oh, lovely. Hello, my friend. Yes, man. Oh, mersi frumos. Mersi frumos, aia, Jim. Ce pachete ai, Bogza? Alex, nu se... Alex, dă-mi puțin. Contentul... Eu nu m-am câștigat. Nici nu m-am prin content. Poate de partea pro. Cel puțin în România. Eu nu vreau să plec din țară. Ca să poți faci... Nu neapărat performanță. Poți câștigi bani din FIFA, gen să ai salarii și așa mai departe. Trebuie să pleci din țară. În România e foarte greu să primești salarii. Să faci performanță, să pleci din țară. În România nu există termen legal pentru e-sport. Înțelegi? Nu e o scuză că nu am făcut performanță, nu. Dar prefer să mă țin de cont. Ba știi? Bă, vă zic sincer. Cine ar zice că eu nu știu FIFA, că nu sunt unul dintre cei mai buni de România, nu mă suport. M-ați băiat atâta, Marius, ce performanță am eu la FIFA. Marius. Marius e numele de donații. Chestia e că îmi cunosc prea bine, cunosc prea bine publicul și știu cine mi-a donat. Asta e dărul direct de la pro. De noua am evoluat foarte mult în ultimii 2 ani, doar că așa e cel mai bine. Partea asta pro nu aduce venituri. Voi ați luat-o ca Atare. Atare în primul rând se scrie legat, nu zic o răutate. Dar în al doilea rând, eu am luat-o ca și o vorbă serioasă și eu ți-am răspuns strict serios. De LOL, revin, dar fără decizii rapide, că sunt gravă, că treaba, încă de întregul să faci așa potrivită. Nu este o alegere pe care am luat-o spontan. Este pur și simplu o alegere la care m-am gândit. Hai mă, că ești din meciul ăsta, că stai cu o bună joacă și bine, la revedere. Este pur și simplu o alegere la care m-am gândit destul de mult timp. Am pus toate cap la cap. Resurse financiare, câștiguri financiare de pe partea pro. Câștiguri financiare de pe partea de content pe care aș putea să le am, abonați, urmăritori și așa mai departe, promovări. E clar că în România cu pro nu dă de mâncare în România, în afară poate dă de mâncare. În România e foarte greu. Nu vreau să
tare să deschid subiecte, dar numai la Counter există cât de cât parte pro. La FIFA parte pro în România nu există. Legal. Că suntem noi jucători serioși și participăm la turnee și așa, și ne dăm viața să murim cu ei de gât, ne puteți numi pro. Dar în rest, pentru ce se întâmplă la noi și ce venituri avem și așa, eu prefer să aleg ceea ce este mai bine. Iar eu consider că tranziția de la pro player la content creator, și nu vă dați, nu credeți că nu o să mă mai joc, o să mă mai joc. Nici nu mă ajut. O să mai joc fata următorul. Tranziția de la content creator la pro player, nu înseamnă la, de la pro player la content creator, nu înseamnă că o să mă las de fapt. O să învăț în continuare meta-ul. O să învăț ce e de învățat în FIFA. O să mă joc. O să mă chinui să joc bine. Să mă bat acolo că era Weekend League, dar nu o să mai stau eu să mă joc să fac 2375 skill rating la Rivals. Nu o să mai stau să mă joc eu amicale, nu o să mai joc eu la turnee, la FGS, la altele. Înțelegi? Nu o să mai stau eu să pierd timpul chestiile astea. O să încerc să mă transform, să devin și eu un om mai care arată mai bine, să slăbesc, să îmi văd de canalul de YouTube, să fac clipuri. La uite, exact ce zice Petrișor, la CIR când am vorbit de chestia asta, bă, și la 1-1, da. Când am vorbit de chestia asta cu FIFA și așa, aveam 200 de oameni pe live, 200 și ceva de oameni pe live. Vorbesc serios, 208 au fost, cred. Cel mai mult, apogeu, sau 210. Și acum, când mă joc FIFA, 59 de persoane. Și nu pot spune de la mine, n-ai ce învăța la FIFA. Da, asta e. Ce vrei să ai adevărul? Și acum Realul până la urmă a învins. A învins mă Realul. Da, m-am ieșit la 1-1 mă, că nu m-am ieșit, mă s-a luat. Gata. Bun. Da. Bineînțelegeți că de tine cine nu asta e corect. Ce face oraș, care-i treaba? Cum ești că data trecută, de fapt data trecută, dacă ceva te mergi că ai niște probleme, ți le-ai rezolvat, toate bune, frumoase. Dă să joc să fac măcar 11 victorii, să-mi dea 3 player pick-uri de alea. Born to win, auză-l pe ăsta. Pare. Alexandre, eu ți-am făcut o comparație foarte mare. La noi FIFA-ul, am vorbit despre chestia asta. Cosmin a câștigat turneul de la FGS și avea 650 de oameni pe stream, iar Vedeanu la FA 20, la FA 20 în 2019, sunt 3 ani distanță de atunci. Erau 1000 de oameni când a pierdut meciul decisiv pentru calificare, nu pentru finală, nu a jucat finala. A pierdut meciul decisiv pentru calificare. Înțelegi? Ca să înțelegi despre ce vorbim. Într-adevăr, la CIRC sunt foarte multe persoane care se uită la CIRC, dar când e vorba de FIFA Pro, zero. Zero. Când e vorba să vezi un jucător care te învață ceva, pentru că voi de aici învățați ceva. Deci cine nu învață înseamnă că e la același nivel. Strict FIFA vorbind, că și eu pot să învăț de la voi anumite chestii. Dar mulți care intră aici, intră să învețe. Dar la noi, da, ceartă, nebunie. Content, contează contentul foarte mult, adică, da. Poate ceau, eu îți zic garantez tot asta că dacă oricine se duce pe partea asta pro și face mai puține live-uri și face doar live-uri cu rival și așa mai departe, la un moment dat o să aibă puțini oameni pe noi.
Eu oricum, cum v-am vorbit, deci exact ce v-am vorbit despre... exact ce v-am vorbit în jumătatea aia de oră sau cât am stat să vă explic tot, v-am zis exact ceea ce trebuia să știți. Nu știu dacă am uitat ceva, sper să nu uitați nimic. Sănătos, cu pare urmă mai scârție, dar mergem mai înainte. Aie, am jucat mai devreme cu tine aici la 1-0. Tu erai băiatul cu Verona FC, bro, zic sincer că dacă știam îți dădeam meciul de la început, mă crezi? Eu nu mă mai joc, adică mă joc așa să fac victorii, nu mă interesează, ești nebun ce se întâmplă. Nu mă vezi că s-a aici băgat pe... stau pe jumătate de spătar, pe... mă chinui să termin weekend-ul mai repede, să nu să scap de el, nu mai... Dacă știam ieși, îți dădeam meciul direct, pe penalti. Penalti, mă! Yes. Nici eu am intrat după o lună, eu nu mai joc. Procești mai crește marți 94, nu știu cum cresc cardurile astea sub captain, dacă cresc. Nu mai e nici Dancus la nivel pro. Bă, eu nu mai sunt la nivel, eu nu mai jucat în timp. Dacă vreau, crede-mă că... nu neapărat dacă vreau. Mă bat sus acolo, gen la turnee și așa. Aș putea să fac rezultate bune, dar e prea multă implicare de, la care eu nu sunt dispus, pe care eu nu sunt dispus să o fac și nu rezist psihic să o fac. Cum e Maitland Niles, sta de la tu, bă, nu e wow, dar nu e nici eu. Să puteam un jucător și mai rău. Te pup, Neutanu. Băi, știi ce vreau să vorbesc cu tine, mă? Că uite, ești pe stream aici. Tu ai parteneria cu băieții de la Piki, nu? Piki Football Shop. E partea diferit joc de anul trecut? Sau este mort anul acesta? Până nu se mai joacă. În 2020, la FAT 20, lumea se juca, încă se juca. Pentru că ei sport nu-și bătea joc de oameni. Da, cu ce te putem ajuta? Păi frate, vreau să devin și eu un partener serios. Vreau să intru în clubul Piki, că am văzut că mi-au dat follow pe TikTok, cred că sunt interesat și ei. Glumesc, mă. Lasă că vorbim noi. Vreau să fac ceva și, na, să vorbim cu unii. Oh, ce bine, fac 15 repede, rău. Nici nu-mi bat cap. Câte ani? 7, nu? Aur, 7 cu 2. Trebuie 4 din 11. 11 victorii și la revedere. Deschidem pachetele și somn. Lasă că vorbim după ce termin stream-ul, dacă mai ești treaz. Domnule, ce ați făcut la Liga Ț ieri? Zero la Fălticen pe Mocilă și Frig, un 0-0 muncit. Ce vreau, frate, aia e, dacă n-ați vrut să bateți acasă cu Vaslui, jucați în Mocilă. Așa, jucați în play-off, dacă jucați la Suceava, pe biliard, dacă băteați voi cu Vaslui acasă. Ce să fac? Pe bălăi? Lipsă de valoare, dacă îmi dă ăsta gol, am ieșit direct. Poți să nu-mi faci ce prost. Hai, bă, că e offside. Le-am mâncat meciul cu Vaslui. Adică ai o calificare în play-off pe, cum îi zice? Cum îi zice, mă, e, o ai pe conștiință. Băi, Petrișor, tu ce faci, mă, dormi? Vaslui încă joacă și o face bine.
Galben, verde în sânge. Joacă la cea clou nemții bongă. Ele cu cea clouul piatra neamț. Hai cea clou, frate. Oh my god. Nu știu acum o galerie. Te de asta aici tu ne-am tare pe aia mai bine. Offside! Da, offside, offside. Doamne! Doamne! Doamne, doamne, doamne! Uitați-vă la băiat! Pardon, mă scuzați băieți, scrie și mesajul prin că sunt răcit. Na. Laza, cred că vorbești de Corai, dar nu, bro. Ideea e că atunci n-aș juca, era și contra cost contul ăla, înțelegi? Dar acum joc fără timp, am pus, ăsta e sentimentul acum, atunci era la început de joc. Nu era la început de joc. Doamne, am zis că e gol direct. Du-te mă, nu-mi dau FIFA, du-te frate. Nu, nu am chefu să spun asta. Vreau să fac 11 victorii și la revedere. Echipea ăștia mă, să moară viața mă.
Bună, formația 4-2-2-2? Da, e ok. Chiar e ok. E asta joc. 4-2-2 sau 4-2-3-1. Nu spune cum a dat-o cu ăla. Oh, Messi. Ăsta e 5 fundași? Cumva? Pare a fi direct 5-3-2. Sau îl vedeți pe stați? Oh. Ce boală ai cu metre? Deci ăsta stă doar cu CDM-ul, bă, mânca. Voi vedeți ce se întâmplă în meciul ăsta? A, bă, ce vorbim. Dată doar cu CDM-ul, nu știu. Dar nu schimbă, uite și tu, nu schimbă focul. Da, și pe asta, nu? Ce să-i faci? A, ăsta e 5 fundași, mă, mă, lași. Băi, du-te, bă, de aici. Lewandowski, blocaj dreapta, dă-i vă minge lungă. Eu nu pot să cred ce văd. Tare, nu mă pressing cu al doilea jucător și uitați-vă puțin pressing cu al doilea jucător Chiellini. Pa 3-2-1 am jucat, bro, adică e bună formația, dar mai compactă mi se pare. 4-2-3-1 și 4-2-2-2. Mama, al meu e numai cu mâna pe aer 1. Deci ăsta, bă, ia uite-l pe Maldini cum vine pressing cu al doilea, bă, nu se poate. 4-1-2-1-2, bro, crede-mă că în momentul de față eu nu vreau să încerc formații. Eu vreau să câștig 4 meciuri din 10, să fac 11 victorii, să-mi iau premiile la Weekend League. Să deschid pachetele, să mă balas, să-mi crede-mă că e dorința mea maximă. Mâine vreau să mă duc în Jumbo să-mi cumpăr niște materiale pentru Football Challenge. Și de acolo... vedem. Sunt bine alei, de ce n-aș fi? Bogza, cred că da, frate, numai ție, pentru că dacă tu spui că e nou prime slot, nu știu. Eu ți-am zis, n-ai cum, dacă fără asta despre el nou. Efectiv, n-ai cum. Vezi, bro, dacă nu se regrezi fundașul, ce să facem? Când ba pe red pic, wow. Cum ar fi? Ăla e? Ce ăla e, bro? Mai merge la Weekend League 10. Are nevoie de 4 victorii. Din moment ce am zis că vreau să fac 4 victorii la Weekend League. Mama, al meu s-a dat ceva cu pressing aici. Ia, uite ăsta îmi face crocheta. Au, un mești. Da, mă, bă, Maitland. Ăsta, uitați-vă, bă, ăsta e penibil, mă, ăsta, jur.
Na, pe știi ce fac, cred că preț mingea să mor dacă nu-i trag numai de timp. Da-te. Ca numai că... Animalul joa... Uite, nu m-a prins încă al doilea om. Bă, nu m-a prins încă al doilea om, al necăr. Dacă mai ține tipul 2, că ăsta mi-ar părerau. Oh. Da, constant. Cred că ăsta e constant pressure, direct. Nu-mi dau seama, jur că nu-mi dau seama de ce nu e jucătorul joat așa. PLV vs 9 Prime, ba, nu știu. Sincer, n-ai cum să zici că e mai bun. PLV vs 9 Prime. Chiar n-ai cum. E la alt nivel. Vs 9, chiar la alt nivel. Mamă, uite-l pe-a meu constant pressure. Ce e, bă, băiatule, bă, în capul tău, mă? Vino, bă, și tu de bala la pas. Oricum nu mai el înțelege ce joacă, eu nu înțeleg nimic din ce joacă, frate, pasă, nu ești pe Messi. Mamă, Bogdan, nu pot să cred ce scrie acolo pe chat. Opa. Bum, ce talie n-ai cum. La o victorie avem pachet de inform. La 9 victorii? Păi 2 victorii în plus. Ce părerea de Cosmin, am vorbit despre toate chestiile astea la început de stream, dă-l like înapoi, bro. Minut 48, 60 stamina, pe stilul meu de omor stamina, nu știu ce le faci. Sincer. Bun, ce tare e la icon. Dacă mergi 200 de card din air, vezi că din air live foarte bun. Până când ți live-ul, facem 11 și terminăm. Deci ne pachet rest. Îți dai contul RTG? Nu e contul meu. De ce? Adică ce vrei spui, frate? Contul meu e slab cumva? Cumva asta vrei să spui, Alexandru? Îmi pleacă mare... Mare cui. Clutul ăsta tot e mai scump ca al meu. Bine.
revedere, hai că n-am chef să mă complic. Să mai fur ceva meserie? Ce să fur meserie? Te faci bine cât mai repede? Pro, să răci. E ceva normal. Mai ales pe vremea asta, gen cu ploi nebunii, e ceva normal. Am răcit pur și simplu. Altele sunt problemele perioada asta. Nu răcea la mea. Ivana, dar tu ești în București, mă, acum atent la București. Da, mă, bă, las-o-mi, bro, că am multă treabă. Mâine aș vrea, de fapt, poimine aș vrea, mâine, de fapt, vrea să filmez ceva, să și editez. Trebuie să mă duc la Jumbo. Dimineață, de-aia după amiază vreau să mă duc la țară. Să nu uiți de sală. Băi, dar și dacă slăbesc să moară viața mea, dacă nu vă dau, vă băgați în ghea în gât toți. Bravo, Lev. Asta că dacă ai treabă prin București să filmezi ceva sau ai treabă și că are de telefon, vorbim. Oricum din vară că vin înapoi, așa aș vrea, din vară să nu definitiv. Definitiv și când zic definitiv îmi iau tot. Salut, e de bine. Bă, oricum, eu nu o să fie greu rău. O să fie chiar așa de greu, dar... La revedere că ăsta văd că se chinuie aici cu mine. PSV Heimbach, la revedere. Ce victorie am 8, nu? 8 cu 3. Ne-a apucat de sală urmează. 8 cu 5. Dai seama 8 cu 5. Ne-ai vinovat, am 8 cu 5. Nu îmi dau viața. Și Marius care mi-a donat să-mi dea hate să joacă cu PS4, căci că nu-i place jocul de PS5. Se mișcă prea lent. Nici acolo nu face. Face 11 victorii cu China. Îmi dorea să-mi spună că eu țip că mă las de prost. N-a țipat nimeni. Doar am anunțat lumea care mă urmărește. Ca să nu apară întrebări. Așa trebuie să faci. Normal. Dacă fost am făcut pe România, înțelegea în comentat. Că nu-i interesat pe nimeni, dar fost ca la unul. Ăsta face borul scup la începutul. Mulțumesc, mersi din suflet.
Marius haterul. Intraslan. 9 cu 5. E? CSGO când nu o să fac live-uri în afară de FIFA. Hai să zicem, poate doar cu Warzone așa, dar nu mai, nu o să mai joc la ce. Cu Warzone o să mă joc doar cu vedete, că în rest nimic. Nu care mai faci fotbal? Eu nu fac fotbal, joc doar la mini fotbal atât. Tot în gras, am revedere la niște. Crede-mă că eu sunt gras rău. Nu, cu 6, nu? Care feram, deci mi-am dat seama cât de bun sunt dacă ar fi mingea căscând. Tadic. Lol, Tadic, un i-am zis că stava selectat înainte, pentru că e clar pe case și nu e ce sta. Mersi frumos, da. Asta să mără viața mea, mamă! Corect, Alex, corect. Bă, dar mie-mi place că Ușana zică că dă live înapoi, revin. Stai, vine capul, jur. Te-a spus pustie, Alex. Vin că dă înapoi Ioșan. Pă bune, că dau live înapoi și revin. N-am mai revenit. S-a avut tot ăsta ce pasă la... Hai, la revedere. Ghinionul tău a fost ăsta, bro. E golden goal, cine dă gol câștigă, pă bune. Mamă, 3 meciuri și am nevoie de o victorie. Ce părere aveți, voi reuși? Să fac 15 victorii? Play for fun. Ce nume ai, bro? Roberto, cum îți ia că am niște mesaje aici. Wingol, Wignol. Ce înseamnă un Wignol? Ia Google Translate. Google Translate. Wignol. În franceză e asta toată. Corn. Wignol înseamnă corn. Mi-a scris ala pe franceză. Hai să-mi batem pe asta repede ca să mă avem griji. D
De ce nu mai dau o pasă în plus, dar bine că am dat gol. Promovează țelul, băi, așa zic. Oh, de bă! De ce-i bătut centru? Tipă bune, de ce-i bătut centru? Ia că a plecat din presul ăsta. Ah, păi noi suntem pe aceeași fundă, mă, bă! De ce? Cum e autul lui? Deci, eu cu băieții ăia suntem pe aceeași fundă, pres. Și la revedere. Excelența, manier. Mbappé. Lasă celebrările astea. Bravo, Roberto. Lasă celebrările în continuare, te sun eu mai târziu. Șefule, fă un gest pentru omenire și dă-ți autogol. Las-o așa, cel mai bine. Fă gestul ăsta pentru omenire. Mamă, uite tankul ăla de șule. Ce ai, mă, că ieși din ăsta, mă, ești nebun. Te duci mânie? Nu e nicio mânie plictiseală, gen. Ăsta joacă numai centrări. Dă perfect și la ăsta și faci ultimul. Pe prelungim contract. Eusebio, m-am 5 fundași? Mi-e rău. Mi-e rău. Mi-e răuți 5 fundași. Bagă-i! Ba. De ce a dat pas acolo? Robi, Bobby, Paulo, Neymar, Neymar, uite-l pe Neymar ce face, bă, ăla e... Să mor dacă nu e plătit ăla să mă îngroape. Paulo! Ești fundaș, nu? Frumos! Bravo, Dybala. Bă, Neymar. Cum o, 5 fundași, drept, păi, da? Fellini. Ai, bă, de ce am dat eu cu prostul ăsta start? Doamne, e prea frumos să... Ești o capa? De ce n-aș fi? Valentin. De ce n-aș fi Valentine? Doar mai sigur, n-am nimic. Ce aș putea să am? Tu prea a trecut ăsta de jumătatea terenului?
Dar și când trece, bro. Mă trebuie acum. Valentin? De ce nu răspunzi, Valentin? Opția mare. Da, Neymar, ăsta e ultima ciupercă de la echipa. Maitland-Niles, regele, vedeți că ce intervenție a avut Maitland-Niles. Ia uite și tu ăsta a pus-o pe dreptul ăla, cu stângă. Ce bani cer pe el, Ioane? Că e posibil să am eu cumpărător. Dar depinde și de suma modică pe care vei cere. Ești din București, nu sunt îngălat. Calci regula, gol în gol. Dacă pierzi mingea, văd că ieși. Acum am văzut ce-i scris Cornel. A blocat controllerul. Refuz așa ceva să cred. Opa. Alex, bă, te pisești tare, mă, dacă faci asta. Alexandru. Una idee. Cor, de la meci decisiv pentru 11, bro. Dacă, na, nu e actualizat scor. Mamă, asta e pițitor, bro. Un metre, n-ai ajuns la poartă să moară Jana. Bă, ce e mai bine pentru omenire? Și la concurs KitKat-ul ăla să mi-l vrezi să-l dau mai fine câte pe ulei X. Mă anunți. Și... vedem. Deci am rezistat sub presiune, da? Ultimul meci l-am lăsat ca să fac 11 și am reușit. Bine-s. Băi! Rang 5 după un weekend league jucat într-o oră și puțin, la care am stat pe spate, n-am încrinit foarte mult. Hai să vedem. Avem 3 player pick-uri. Îmi bat pe ăla degeaba de mi-l-ar da. Că l-am pe ăla player of the month. Ia. Brandt, Burigio. Am pe Brandt, cred că la Dortmund. Hai să vedem al doilea. Îl luăm pe un web ăsta cel mai mare. Și ultimul. Nunes. Bine. Bun. Și acum pachetele tradable. Da, deci pachetele tradable, rare player spec care pleacă frumos acum. Forz Anglia. Hop, și ce e ăsta, mă? Man of the match. Chiucueze. Este mai mare cu două runde decât mine, este sănătoși. Uitați-mă pe mine, eu fac live și el se joacă în Champions. În semifinalele Champions. Mă, bine-s! Cât o costă aia e 20k.
primul pic a fost ales cu sufletul. Rec, frate, respect. Hai să vedem un ultimate pack. Cel mai bun pachet din joc. Un vape-ul ăla, a? Mă, ce nație e asta, mă, mâncate? Ce naționalitate e asta? Sinistera, man of the match. Bă, vedeți pachetul ăsta. Zambia. Bă, oleu, ce capace l-am la topul ăla dacă era. Dacă era TikTok-ul ăla cu tărci, îmi dădea asta mari capace ce luam. E ceva craiovean? Mă, frate, ce facem ca să-l oprim pe Karim ăsta? Bă, Luca, nu știu ce-ți fac, dar TikTok-urile pe care tu mi le trimiți cu 3 ani din care la Ronaldo, care 3 baloane de aur are, cum îi spune... 3 Champions League-uri și 2 baloane de aur. Ai probleme grave dacă tu faci chestia asta. Pregătește-te pe 29, apare tot, abia n-aștept. Nu mă vezi ce excitat sunt. Ce încântat sunt. Și gândi și care era cum pe live, nu? Să-ți faci echipa pe 25, ai încredere în mine, eu nu-mi fac echipa. Hai, mă, să vedem și Premium Team of the Week Pack. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu? Yes. Hai. Bun. Da. I-am dat dimineața preview pack. O să cred. Vreau doar să te optic. Nu mă optici, crede-mă. Nu optici deloc. Văd că mi iese. Nu, chiar nu te ieși niciodată până acum. Vezi că pe bune că nu te ieși niciodată. Eu doar îți răspund la ce postez acolo. Da, băi băieți, ce pot să zic? Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. Linkul către TikTok e în descriere, David Bada. Asta e doar în imaginația ta. Vă las vă las link aici către live-ul lui Mișu. Mergeți voi scrieți acolo ce doriți voi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost arătă mie pe streamul ăsta, cei care ați rămas sunt cu ochii pe voi, vă mulțumesc din toată inima că m-ați susținut până la final și că n-ați ieșit ca șerpii. Vă doresc tuturor o seară minunată în continuare și ne vedem marți în următorul episod.